Bună seara și bine v-am regăsit. Începem emisiunea de ale Buzoianului și vorbim despre ce se mai întâmplă în Buzău, în Spitalul Județean, dar și în oraș, pentru că l-avem invitat în studioul Campus TV pe domnul dr. Adrian Zoican. Dânsul este șeful secției UPU Buzău și consilier județean din partea PNL Buzău. Domnule doctor, bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Vorbim despre, în primul rând, despre ce ați mai făcut dumneavoastră de la alegerile din 5 iunie. Sunteți consilier județean PNL. Ultima dată când ne-am întâlnit a fost în campania electorală și ați venit împreună cu domnul Ovidiu Anghel. Vorbeați atunci despre planurile mari pe care le aveți pentru Buzău, dar și pentru sănătatea buzoiană, pentru că sunteți medic și sunteți și șeful secției UPU, acolo unde în ultima perioadă au apărut tot felul de probleme. Și o să vă rog să-mi spuneți cum au decurs lucrurile de atunci până acum, dacă ați fost la ședințele de Consiliu Județean. Da, da, am... Din fericire am reușit să ajung și consilier județean. E o mare pas pentru mine în evoluția mea ca și persoană și mă bucur că din postura de consilier județean o să pot să întreprind mai multe acțiuni pentru a face viața mai frumoasă buzoienilor și de ce nu și pe a mea personală mai frumoasă. Felicitări pentru această nouă funcție de consilier județean. Vă mulțumesc frumos și vă spun sincer că primesc multe felicitări, dar încă nu simt toată esența faptului că sunt consilier județean. Adică încă nu cunosc toate lucrurile, sunt la început, sunt dispus să învăț. S-a făcut la nivelul Consiliului Județean, s-a constituit comisiile și eu, bineînțeles, am plăcerea și onoarea să fac parte din Comisia pentru Sănătate. Bine, e o comisie mai mare, așa cu multe denumiri, cultură, sănătate. Dar principal este că veți lucra acolo, pentru da. Sănătatea buzoienilor. Sunt acolo și sunt foarte bucuros că sunt acolo și am avut și bucuria să văd că dacă din 30 de consilieri județeni, din toți cei prezenți de acolo, să spun că 30 îi cunoșteam. Deci din 33 de persoane, 30 îi cunoșteam, plus era presa, a fost așa o experiență foarte plăcută, cel puțin la început, da. Și este de asemenea un rezultat bun în Buzău pentru PNL. Aveți chiar 8 primari și consilieri județeni și consilieri locali. Bănuiesc că pentru filiala buzoiană a PNL a fost un succes. Da, a fost aproape de ceea ce ne-am propus, nu neapărat direct de numărul de primari, pentru că rezultatele per total nu sunt direct proporționale cu numărul de primari. Într-adevăr, așa este. Au fost alegerile locale și așa s-au ales gospodarii județului. În fiecare localitate s-a ales primarul. Numai că noi un pic am fost dezavantajați, pentru că, după cum bine știți, Buzău este așa un județ care prin tradiție politică este un pic mai spre stânga, un pic mai spre roșu, ca să zic așa, da. Știți că așa cum Ardealul e un pic mai spre galben, da? Acolo PNL-ul și deci cei de dreapta, în mod tradițional, sunt la conducere. Aici PSD-ul e de mulți ani, a recrutat de mulți ani. Trebuie să recunoaștem că mulți din membrii de vază, mulți din reprezentanții PSD-ului au fost la PNL, la PD, la PDL și ei i-au tot recrutat. E o chestie să recrutezi, e un mare lucru să poți să recrutezi, să iei un specialist, să iei un om politic care are experiență, decât să le iei să-l formezi și după aceea, uimitor, să descoperi că migrează către partea cealaltă a ieșitierului politic. Dumneavoastră însă ați optat pentru PNL, nu pentru PSD. Da, PNL, da. Eu, tradițional, ca să spun așa, eu sunt membru al partidului, sau am fost membru al Partidului Democrat din 23 august, da? 1995. Și am avut numărul de la legitimație, numărul 120. Am zis atunci că terminase liceu și am mai stat un an ca să pot să mă încadrez, să intru undeva la o formă de învățământ
ulterioară liceului, ca să pot să intru și eu în politică. Aș fi vrut să intru, să mă încadrez într-o organizație, să fac o activitate socială. Și am vrut să mă înscriu unde? Să mă înscriu decât în Partidul Democrat. Zic, domnule, eu sunt democrat, eu aș vrea să mă înscriu în Partidul Democrat. Și m-am înscris în Partidul Democrat, cum era atunci. Da, și am fost membru de partid de la Partidul Democrat până n-am mai fost Partidul Democrat. Da. Ulterior am plecat la facultate și când m-am întors, nu mai era. Nu mai era PD-ul, era PDL-ul, care a fost după aceea, după cum bine știți, s-a format PNL-ul mare. Și mergem înainte. Deci, tradițional, eu prin formație așa, sau, deci prin formație am fost un pic așa pe partea asta cu PNL-ul. Dacă aș fi fost de partea cealaltă, aș fi fost un pic ciudat pentru prieteni și cunoscuții mei. Dar eu consider că nu e mare baie așa. Adică dacă îți place să faci un lucru, îl faci chiar dacă ești PNL-ist sau PD-ist sau PSD-ist, dar e bine totuși să nu uimești așa prin niște... Știți cum la noi... Oamenii politici locali au fost cam prin toate partidele politice. Dacă eu să luăm cam pe fiecare, deci, domnule, a fost și la Partidul Cutare, dar eu îl cunosc pe omul ăsta de 20 de ani, dar el când era la Partidul Cutare. Știți, la noi societatea a evoluat. Și acum, după cum ați observat și noastră și am avut și eu plăcerea să observ că altfel a fost campania electorală, mult mai civilizată, mult mai educată. Înainte era așa o nebunie, o luptă cu afișele, mi-aduc aminte, noaptea, trebuia să afișăm, veneau ceilalți de la celelalte partide, erau tot felul de întruniri, erau agresivi, erau... Acum a fost mai un pic mai educat, adică și societatea un pic a mai evoluat, am învățat și noi din greșelile noastre. Și... Sau probabil că legea care a fost una nouă da, dar e tot obligat în consecința evoluției societății. Da, da, din cauza experienței... E adevărat. Oricum, dumneavoastră, în Consiliul Județean, chiar dacă acolo este o majoritate clară a PSD-ului, da, bănuiesc că nu aveți emoții pentru proiectele pe care le veți avea pentru sănătate, pentru că toți consilierii ar trebui să voteze atunci când un proiect vizează o ameliorare a stării din Spitalul Județean și o ameliorare a stării de sănătate a oamenilor până la urmă. Da, și au fost asigurări și din partea conducerii, ca să zic, a Consiliului Județean, a domnului președinte, care ne-a asigurat că, în primul rând, vor fi susținute ideile bune și nu contează culoarea politică și a declarat-o ori de câte ori a avut ocazia. Și din partea grupului consilierilor județeni PNL, aceeași deschidere. Deci nu e nicio problemă. Deci nu, vă spun sincer că acolo, la un moment dat, tot discutând cu unul și cu altul, noi, PNL-ul, suntem pe stânga, PSD-ul, restul. Sări. Și la un moment dat, stând de vorbă, ajunsese undeva mai spre mijloc, mai spre dreapta, așa, și zic că stați un pic, că ai mei sunt undeva acolo în stânga, să mă duc la locul meu și zic, acolo discuția, nu, locul tău e aici. Da, frumos. Da, locul tău e aici. Suntem toți în camera asta și e bine să fim împreună. Una, aici uităm culoarea politică. Vă spun, mă bucur că îi cunosc pe marea majoritate, nu mă simt ca un intrus. Mi s-a urat bun venit de către toată lumea și mă bucur de lucrul ăsta și chiar toți vor să facă ceva, sunt dispuși să pună umărul pentru bunăstarea societății. Da, oamenii vă cunosc și vă iubesc, mai ales în calitate de medic și de aceea probabil că aveți porțile deschise mai ușor și în cadrul Consiliului Județean, dar și acolo unde ați avea nevoie. Și de asemenea aveți un alt mare merit, sunteți singurul medic din Spitalul Județean care cunoaște limbajul mimico-gestual și poate comunica și cu pacienții care ar avea o urgență, dar nu pot să vă spună în cuvinte ce îi doare. Ați primit și o diplomă de curând. Felicitări! Da, mulțumesc frumos și pentru felicitările astea. Pot să spun că într-adevăr am primit o diplomă, dar... Eu sunt un începător în arta conversației mimico-gestuale. Da.
Îi mulțumesc și pe calea asta, doamnei Ionica Tarău, care, să zic așa, un pic m-a atras. Noi ne-am intersectat, însă este o persoană, după cum probabil foarte bine o cunoașteți, e o persoană voluntară, se implică în foarte multe proiecte și ajută, chiar ajută personal, deci, alături și de mulți membri ai presei locale, am văzut că... Și acum fac așa o paranteză că mă bucur că este o latură a societății care reacționează spontan, voluntar, la mici probleme ale cetățenilor. Deci sunt cetățeni simpli care au niște probleme și există așa câțiva oameni care reacționează. Și asta este un mare lucru. Adică eu mă bucur foarte mult când văd asta. Una din persoanele acestea este doamna Ionica Tarău și am interacționat câteva ori dânsa colabora bine cu mine, a rămas impresionată în mod plăcut, după cum dânsa a zis-o, nu știu dacă am eu un merit așa deosebit, pur și simplu în prisma meseriei mele. Știți, eu sunt acolo și îmi fac datoria. Dar oamenii sunt așa, toți se tem când ajung la spital și când găsesc un om care stă de vorbă un pic cu ei sau eu știu. Eu practic pur și simplu fac meseria, nu cred că fac așa ceva extraordinar. Nu vreau să-i epatez așa prin modestie, dar așa, a rămas impresionat dânsa și mi-a propus, haide, nu vreți să faceți un curs? Și am zis, da, uite, eu am o vecină de când eram copil, am mai discutat cu ea, am mai colaborat încetul cu încetul, așa, știți, am mai învățat un pic din limbaj. Dânsa m-a chemat la cursuri, am susținut un examen, pe bune chiar, am susținut un examen, erau acolo niște oameni extraordinari ca și cursanți și ca și formatori și m-am simțit foarte bine în mijlocul lor, deci sincer vă spun, acolo era o atmosferă de, ca zic așa, studențească, da, era o atmosferă foarte frumoasă, toți erau foarte pasionați, repetau toți acolo, da, deci a fost foarte frumos. Și, într-adevăr, zilele astea a venit și mi-a mânat diploma, că mă tot chema, haideți, domnul doctor, ne trebuie să vă dau diploma. Și zic, doamnă, știți, n-am timp, uitați la servicii, așa câteva probleme. Și a zis, gata, unde sunteți, vin să vă dau diploma. Și a venit și mi-a adus diploma, da. Oricum, sunteți foarte ocupat, vă mulțumesc că ați venit după o gardă acum în emisiune. Și aș vrea să vă întreb, da, ce se mai întâmplă în Spitalul Județean. Ajungem și la partea aceasta, da, delicată, pentru că la UPU, la Unitatea de Primiri Urgențe, în ultima vreme au fost probleme, mai ales din cauza deficitului de medici. Da. Știu că se aștepta un medic sirian, da, care acum este la specializare. Știu că v-ar fi ajutat și un alt medic care a fost la spitalul nostru, a plecat în București și vine în weekend în continuare, dacă este adevărat, domnul doctor Mocanu. Care mai este situația? Câți medici sunteți pe secție? Cum vă descurcați? Într-adevăr, cea mai mare problemă, așa este cum ați observat și noastră, cum ați evidențiat, este lipsa medicilor. Totul pleacă de acolo. Dacă am avea mai mulți medici, deci noi, în mod normal, trebuie să avem un ormat undeva pe tură, deci pe o tură de 12 ore, și la numărul de prezentări pe care le-am avut, conform legii, minim 6 medici. Minim, pe tură, pe o tură, 6 medici. Iar acum câți sunt? Acum pe o tură. Sunt pe o tură. Păi sunt cum găsim și noi. 1, 2? 1, ne rugăm, 1, 2. Da, garda are două linii. Noi încercăm să acoperim liniile de gardă. De două persoane. Sunt doi medici. Bun, asta înseamnă că un medic ar face munca 6 medici. Da. Un medic. Doar un medic ar face munca a 6 medici, a 6 oameni, dar pe o tură. Dar sunt mai multe ture. Da. Înțelegeți? Problema este că noi nu avem angajați medici specialiști de medicină de urgență. Deci noi discutăm despre medici specialiști de medicină de urgență, care poate să facă o muncă specifică. Noi avem colaboratori, eu așa le spun, îngeri salvatori, așa, care colaborăm de mult timp, medici de familie, membri ai societății dispuși să implice, care sacrifică, sunt angajați la jumătate de normă sau vin numai și fac gărzi pe linia a doua, nu ne lasă foarte multe gărzi, deci doamna doctor Marinescu Anca a avut și 8 gărzi și 9 gărzi pe lună, în condiții în care dânsa are și cabinet și are pacienți, doamna doctor Câmpeanu,
care este inițiatoarea și, ca să spun, persoana care ține centrul de permanență de la, de la Vernești și care ne ajută foarte mult în activitatea dânsei, da? Doamna doctor Dragomir, care tot așa vine, e angajată la jumătate de normă, deci are și serviciu de bază, dar are și, e angajată și la jumătate de normă și vine și muncește, vă spun, să ții singur o secție întreagă unde, deci unde ar trebui să fie 6 și medici de urgență și dânsa vine ca și medic de familie și muncește cot la cot cu noi și vă spun, sunt niște condiții. Deci este vremea medicilor eroi în momentul ăsta. Vă spun, eu vă spun așa sincer, deci ce se întâmplă în spitalul județean? E o tragedie, e o nebunie, noi încercăm să salvăm, numai așa, suntem așa, cum să vă spun așa, într-o, tot timpul, într-o evoluție, noi tot timpul încercăm să găsim soluții, din fericire am găsit, după cum a spus și dumneavoastră, medicul Hana Ruhi, se numește, un medic sirian care a făcut facultatea în România, a lucrat o perioadă în Siria, din cauza războiului s-a întors în România, a terminat specialitatea pe medicină de familie, legislația ne permite să-l angajăm, este în momentul ăsta angajatul nostru, numai că legislația ne obligă să-l trimitem la cursul de competență. Cursul de competență care e împărțită în două etape, urgență prespitalicească, prima etapă de 6 luni, și a doua etapă, urgență spitalicească, adică NUPU. El își poate desfășura activitatea în prespital, da? Adică cu ambulanța, ca să înțelegeți mai bine, că știți că UPU SMURD are, e formată din două părți. Da, o parte unde este, care este localizată în spital și acolo se tratează pacienți la pat și încă o parte este partea mobilă de prespital, când medicii și cu asistenții să suie mașini și fac ce fac și doctorii de la ambulanță sau, mă rog, fac mai mult sau mai puțin, mă rog, în funcție de situație, oricum, deci medicii de, medicii de la SMURD sunt medici de terapie intensivă, mă rog, sunt un pic considerați, mai ales medicii de medicină de urgență, specialitatea asta este considerată un pic mai, mai bine pregătită și medicii ăștia sunt folosiți pe mașină de, de tip C, de terapie intensivă mobilă. Ok, deci domnul Hana. Domnul doctor Hana, în momentul ăsta este la Târgu Mureș și am reușit și sunt foarte fericit că am reușit să-l trimit acolo, la, să-l trimit eu. Nu l-am trimis eu, spitalul. Da? Am, chiar în, acel, în, acel, în acea perioadă am primit o ofertă pentru competență prespitalicească, pe care e prima etapă, v-am zis, a, urgenței, a competenței de medicină de urgență. Și am fost foarte fericit că am putut să-l trimitem acolo. De ce? Vă dați seama că ar trebui să-l învăț eu tot. Da? Și să stai nebunia acolo cu sute de prezentări și tu să încerci să explici, nu, aia face așa, aia face așa. Da. Noi, avea când. V-am spus mai devreme, noi facem niște cursuri joia dimineața, acum, dar vă dați seama, nu poți să înveți acolo ce înveți la, la competență și sunt oameni care sunt specializați în așa ceva, sunt formatori și este superb că spitalul a reușit să-l trimită acolo. Deci se va întoarce și dânsul va putea să suplinească cât de cât un medic de, de urgență, domnul Hana. Momentan e acolo. Despre doctorul Mocan. Doctorul Mocan, după cum bine știți, el este medic de medicină de urgență, un medic foarte bine pregătit, care e buzoian de-al nostru, dar a preferat, din motive personale, să ducă la București, la Centrul Universitar Sfântul București, în, în Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon, unde s-a și format în rezidențiat. Am fost și colegi de rezidenția vreo 3 ani jumate, eu după aia am evadat, m-am dus un pic la... Am vrut să învăț și partea asta de prespital. Pantelimonul nu are prespital, deci nu are SMURD, ambulanța, zbor de elicoptere și Floreasca are. Și atunci am ales pentru a învăța și lucrurile astea, am ales să plec de la Pantelimon, da? Și m-am dus la Floreasca. Unde am luat-o, eram, deci eram anul 4 și am luat-o iarăși așa de la zero. Știți cum erau rezidenții de anul 1 care erau mai vechi ca mine acolo și a trebuit să iau așa ușor. Dar nu-mi pare rău, la Floreasca am învățat foarte multe, am învățat ce înseamnă să faci parte într-o echipă, niciodată nu ezit să le cer ajutorul și niciodată nu ezită să mi-l ofere. De nenumărate ori și ori de câte ori a fost nevoie când am avut nevoie de sprijinul lor, adică a celor de la SMURD București, adică a celor de la Floreasca, ei au venit și ne-au ajutat, au trimis mașini, au trimis oameni, când au fost accidente cu victime multiple, au venit medici de la București, ei au posibilitatea și sunt cam singura organizație de resuscitare care
poate să reacționeze în timp util în situație de dezastru. Pentru că asta e problema cu medicina de urgență. A, medicina de urgență m-a dus la urgență și era acolo nebunie, era ca la policlinică. Nu e asta medicina de urgență. Medicina de urgență acum mai nu se numește medicina de dezastru. Adică când spuneți asta, vă gândiți, spre exemplu, la Mihăilești. Vă gândiți la tot felul de evenimente, la un cutremur, vă gândiți la ceva unde sunt chiar e o situație deosebită și noi trebuie să acționăm. Și în sensul ăsta ne și antrenăm. Dar facem tot ce e posibil ca să putem să reacționăm în situații de dezastru. Ok. Deci asta apropo de domnul doctor Mocanu, care a ales să-și lucreze, să se întoarcă practic la Sfântul Pantelimon din motive personale. Dânsul mai vine și mai colaborează. Când, spre exemplu, luna viitoare are o gardă de weekend. Sună și spune. Deci, deși are mult mai multe gărzi decât avea la Buzău, acolo sunt mai mulți medici. Și e mai ușor să facă de gardă. Și își alege dânsul, mă sună și îmi spune, uite, pot să fac în ziua cutare, pot să fac, sau în zilele astea pot să vin să fac de gardă. Asta apropo de doctorul Mocan. Deci dânsul numai vine și suplinește, nu este un om de bază. Dar știți cum suplinește? Suplinește, dar dacă n-am om în ziua aia, rămâne singur de gardă acolo și face față. Cum a făcut față cu brio de atâtea ori. Da, da? Mai ales că este, da, are specializare pe urgențe și, da, e mare lucru. Da, este medic specialist, da, adică este un medic care se ocupă cu așa ceva și pe care chiar te poți baza, cunoaște tehnici și manevre de urgență pe care le poate aplica pentru a salva viața unui om. Că noi cu asta ne ocupăm, salvăm vieți. Și am mai făcut încă o mișcare foarte bună, am făcut, am reușit să recrutăm încă un medic de la Urziceni, este un medic de origine basarabeană. Întâmplător a reușit să iau legătura cu dânsul. Dânsul și-a manifestat dispoziția să vină la Buzău. Vreau să vă spun că am fost așa un pic cu Nehoiu la concurență, că era Snilia Nehoiu. Da, chiar azi am aflat și un pic așa m-am gândit că uite, zic, uite ce înseamnă, am ajuns, zic, și într-adevăr societatea m-a spus, evoluează, că practic așa e normal. Nu este nici să-i căutăm, nu să stăm să așteptăm să scoatem cum se întâmplă acum. Scot 10 posturi, și nu vine nimeni. Da, nu, nene, acum gata, trebuie să te duci, deci trebuie să învățăm și noi, ca manageri, da, să mergem să-i aducem. Să-i atrageți, să-i atragem, să-i, da, ducem la Buzău, să nu le arătăm. Da? Știți ce, cum mi-a zis, se numește doctorul Buga Andrei. Buga Andrei se numește. Da? Și dânsul când începe? Și dânsul spune, știți, vai, eu am fost la Nehoiu. Și zic, cum ați fost dumneavoastră la Nehoiu? Păi da, am fost la Nehoiu, a venit director de acolo și m-a dus și, păi ne-am dus și așa și m-a dus la un local unde era o piscină și m-a dus și am mâncat și mi-a plăcut acolo. Și zic, uite, mă, managerul s-a dus omul. I-a prezentat. L-a dus la restaurant și i-a plăcut piscină, foarte, da, mult. I-a plăcut foarte mult și vreau să zic că l-a stat pe managerul de acolo și el spunea, nu, domnul doctor va veni la noi. Nu va veni, va veni la Nehoiu, nu l-a văzut. Și zic, da, bine, ok, lăsați că mai vedem noi unde. Și până la urmă, cum l-ați convins? Cum ați concurat cu piscina, restaurantul și așa mai departe? Dar nu e vorba de neapărat... Da, de, nu avea, da, că vă dați seama, avem și noi aici. Ideea este alta, că un medic când vine și își caută un loc de muncă, caută și oarecare securitate, caută un colectiv în care, să poate să-și desfășoare activitatea, caută un loc unde să aibă metode, da? Să aibă posibilități să-și practice meseria și cu succes, da? Să încet, încet ne îndreptăm și noi câte Occident, da? Prin satisfacerea acestor nevoi. Medicii sunt dispuși prin construcție să depună eforturi foarte mari pentru a salva vieți și sunt dispuși să petreacă foarte mult timp la spital, dar cu o condiție. Să știe familia în siguranță. Adică, un medic vine la spital și e dispus să stea o zi, mă rog, sau câte ore stă, mai stă și o tură în plus, dar el vrea să știe că la sfârșitul lunii își ia salariu, că își poate permite să ducă într-un concediu cu familia, familia este asigurată financiar, deci noi asta trebuie să căutăm. Înțelegeți? Adică noi trebuie să ne gândim și la asta, că el se duce, da, bine, uite, mai am o ofertă la, mi-a zis, unde mi-a zis? La Câmpina, nu știu unde mi-a zis că mai avea o ofertă, dar, deci noi, eu am încercat în primul rând să îi spun că, uite, veniți într-un colectiv primitor, noi avem nevoie, noi vă vrem, vă înțelegem nevoile,
dânsul v-am spus că e basarabean și, mă rog, fiecare cu ale lui, așa. Deci avem un moldovean, avem un moldovean, un sirian și un muntean, da. Care zic eu, da, așa. Și dânsul urmează să se angajeze la noi, a venit câteva zile, deci am făcut contract de gărzi, începând cu data de 4, este încadrat în gărzi. Și vreau să vă spun că pe luna viitoare doar 4 gărzi nu sunt acoperite. Doar 4 gărzi, în condiții în care... Până acum a fost mult mai rău. Da. Dezastru. Nebunii. Dezastru? Da, acum da. Începem ușor să ieșim din dezastru, încetru, da, încerc, da. Și știți când a fost mai... Știți cum a fost mai bine, după aia a fost mai rău și acum sperăm să fie cum era înainte, măcar cum era înainte, da. Da, avem pe cineva la telefon, domnule doctor. Bună seara, sunteți în direct. Vă ascultăm. Bună seara. Vă ascultăm. Cine este domnul consilier? Ce a făcut pentru Buzău, ce vrea să facă și cum se va reabilita acei copii care sunt la școlile generale și toate școlile generale sunt închise. Da, probabil că, nu știu dacă ați urmărit emisiunea până acum, domnul consilier este șeful secției UPU din Spitalul Județean, este medic și, în primul rând, dânsul, în calitate de consilier, o să aibă proiecte pentru Spitalul Județean, pentru sănătatea noastră a tuturor. Din vorbe sunt multe, dar din fapte mai greu. Pentru Spitalul Județean aveți vreo întrebare, vreo nelămurire din acea perspectivă pentru domnul doctor? Am fost la UBU și dacă vă duceți dumneavoastră îmbrăcată mai de scandal, așa, cu cameră de la vedere, să vedeți cum vă tratează. Și nu vă dă nici răspunsuri, nici nimic. Înțelegeți? Ori dumnealui vine și apare pe post, ori nu e corect. Noi l-am invitat. Eu am înțeles, dar dumnealui apare pe post și nu e corect. Ia duceți-vă dumneavoastră într-o seară cu o perucă, cu ceva. Ați fost cu o perucă sau cum ați fost la UPU? Nu, eu am fost... Am fost și eu la UPU, recunosc că nu mi-am luat vreo vestimentație diferită. Eu am fost cu cineva și vreau să vă spun că am stat 3 ore și jumătate. Da, aveați într-adevăr o situație de... E bine dacă a stat 3 ore și jumătate. Spuneți-mi dacă era într-adevăr o situație de urgență, pentru că de multe ori la UPU se aglomerează din cauza faptului că oamenii merg... Tocmai asta era. Am înțeles. Bun, o să-l las pe domnul doctor să vă răspundă. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. O seară frumoasă vă doresc și sănătate. La fel. La revedere. Spuneați că 3 ore și jumătate e bine. Da, e bine. Chiar nu e foarte rău. Depinde... Deci la UPU ce se întâmplă? V-am spus și repet că nu este policlinică. Nu vreau... Într-adevăr, acum sunt om politic și acum așa e la modă, îți n-ai încredere în oamenii politici. Eu am candidat la Consiliul Județean încă o dată, repet, așa, mă repet, pentru că am simțit nevoia că, să merg mai departe, în primul rând pentru mine ca persoană și în al doilea rând să pot să fac mai multe pentru, pentru locul meu de muncă. Adică tot ce am făcut eu sau, cum să vă spun, viața așa m-a dus că am ajuns și șef de secție. Nu știu, n-am făcut ceva deosebit pentru asta, dar... Până la urmă, știți cum să vă spun, dacă am rămas singur pe acolo, până la urmă trebuie să mă pună șef de secție. Numai că pentru mine nu a fost așa, gata, am ajuns șef de secție și m-a liniștit. Ci din contră, aveam foarte multe planuri pe care le-am avut de când eram rezident și am încercat să implementez ceea ce am învățat în timpul rezidențiatului. Ce am văzut la Iași, la Pantelimon și la Floreasca. Acolo am învățat eu. Bun, deci asta sunt eu. Sunt medic de urgență. Nu, eu sunt medic de urgență și am învățat meseria acolo. Și mie nu mi-e rușine. Păi n-ați avea de ce. Sunt niște centre de excelență, vă spun. Deci, la ea și este doamna doctor Cimpoeșu, este profesor, singurul profesor de medicină de urgență și am fost rezidentul dânsei. Am colaborat cu dânsa și cu șefa SMURD-ului pe Moldova, care este doamna doctor Dana Cazacu și a fost îndrumătoarea mea la Iași. Așa, la Pantelimon am lucrat direct cu doctorul Georgescu Valentin, care este președinte Consiliul Național Român de Resuscitare, care este acreditat pe lângă Consiliul European de Resuscitare și chiar am fost la un curs acum așa pe fugă și m-am întâlnit cu toată gașca veche la
Oradea, un curs pe care pot să vă spun că am dat 15 milioane, da? Deci acum eu am dat din salariul meu ca să învăț de la cei mai buni. Domnule, da, la un curs acreditat. Cred că nici nu e nevoie să avem pe cineva la telefon. Iar la Floreasca, cred că nu mai e nevoie să spun nimic, da? Că eu m-am dus acolo ca să învăț meserii, deci chiar este un centru de excelență, Floreasca. Nici n-ar fi trebuit să vorbiți despre toate această activitate. Cine sunt eu și ce vreau eu să fac, ce am făcut eu. Ce am făcut eu ca șef de secție, în primul rând ca medic de urgență, am făcut tot ce se poate ca să-mi fac meseria în condiții cât mai bune, să salvez cât mai mult, să-mi fac datoria față de, în primul rând, de oameni, față de oameni, și în al doilea rând am vrut să fac tot ce e posibil pentru colegii mei să-și poată practica meserie. Și când spun colegii mei, mă refer așa, la începând cu medicii urgentiști și după aceea continuând cu ceilalți medici din spital, cu asistentele din spital, da, care sunt foarte bine pregătite și ar putea să fie și mai bine pregătite. Eu spun că sunt foarte bine pregătite și nu neapărat este meritul meu, pentru că acolo au mai fost șef și doctor Ioniță, care este un medic foarte bine pregătit și respectat în societate, și nu numai odată fetele mele mi-au spus da, noi am fost antrenate și pregătite de către doctor Ioniță. Și eu spun la fel, pentru că și eu am fost asistent și am fost pregătit și antrenat de doctor Ioniță. Și mă mândresc cu asta. Haideți să vorbim cu un telespectator care așteaptă de mult. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara dumneavoastră, invitatului și telespectatorilor. Bună seara, doamna Ionica Tarău, domnule. Da, să rămână. M-am văzut obligată să intervin, deși n-aș fi vrut să intervin, să nu zic că lumea Ionica Tarău îi place să asculte la televizor, nu. Dar domnul doctor Zăican, cred că are experiență și profesională și are o calitate umană, pentru că nu spun asta întâmplător. Eu ajung foarte des în spital, foarte des. Și să nu credeți că oamenii de acolo, de jos, de la urgențe, mă cunosc toți. Nu toți mă cunosc. Vreau să vă spun că am rămas atât de profund impresionată de faptul că în holul din UPU este o domnișoară cu un caiet și întreabă pacienții sau aparținătorii, la cine sunteți, ce pacient, ce doriți să știți. Pe mine lucrul ăsta m-a bucurat atât de mult, pentru că nu ajunsesem acolo cu persoană surdomută, era chiar tatăl meu. Eram într-o situație în care nu puteam depăși momentul. Ei, acum aș vrea să spun că domnul doctor Zăican este singurul doctor din România care lucrează în UPU și care are competențe de a comunica, să poată salva și pe cei oameni care nu au grai, care nu au voce, care comunică doar prin mâini, doar prin semne. Ei, lucrul ăsta nu este o laudă. Lucrul ăsta se datorează faptului că ieșea din gardă seara împreună cu altă colegă de la DGASPC, care atunci avea timpul liber și venea și recupera o oră la care nu putea să participe la curs. Un om care vine să recupereze, un om care vine să învețe, un om care 10 minute în timpul serviciului împreună cu acea echipă despre care dumnealui vorbește, pe care o cunosc și pe care am reușit să o cunosc, învață cât de cât să se poată apleca și la cei care au o dizabilitate. Și faptul că a reușit împreună cu doctorul Nader, cu doctorul Popescu, că a reușit să cunosc doctorii din spital, dar de pe dizabilități, cu asistentele, da, să salveze oameni care au fost cu puls 38. Deci mie mi se pare, și oameni la care n-aveau să zic să dea nici măcar de o bomboană, oameni care n-aveau nimic, sau am ajuns în UPU unde erau trei surdomuți după o distracție, după o dată toți trei erau în UPU, nici de care să discuți. Deci mie mi se pare că a lovit pe cineva și eu am fost lovită de multe ori. Dar trebuie să lăsăm oamenii, apropo de consilier, îi doresc mult succes, sunt convinsă că o să-și țină promisiunea pe care a făcut-o publică și a zis voi face echipă și cred că va face echipă cu cei care se va ocupa de Comisia de Sănătate, pentru că sunt niște comisii, și am încredere sau pot să-l creditez că 4 ani de zile, peste 4 ani, va veni aici și va spune ce a făcut. Dar să întrebi un om după o săptămână ce a făcut, nu știu, mie mi se pare deja să gândim negativ, deja să... Da, nu, cel care a sunat mai devreme, cred că nici nu știa că invitatul nostru este doctor și șeful secției UPU, dar sunt oameni care, în general, cred că politicienii nu fac ceea ce ar trebui să facă, nu este cazul acum, așa că nu cred că domnul doctor ar trebui să se gândească la vreun atac personal, dimpotrivă, și așa cum spunea și dânsul la începutul emisiunii, sunt medici eroi, aceia care lucrează la UPU și în Spitalul Județean, nu numai la UPU, așa că ar trebui să îi lăudăm tot timpul și să
Sperăm că își vor duce mai departe munca. Și nu este deloc ușoară această muncă, dimpotrivă. Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați intervenit. Eu personal îi doresc mult succes și vreau să văd peste 4 ani. Am așteptări și așteptările mele sper să se concretizeze multe fapte bune. Vă dați seama că n-am de ales. Încerc scuze, dar nu am de ales. Dacă dumneavoastră aveți așteptări de la mine, sigur va trebui să... Eu am așteptări pentru că v-am văzut că sunteți un om care vă implicați, sunteți un om care nu priviți omul că este sărac. Deci eu n-am să uit toată viața mea o noapte la 4 dimineața sau seara când m-a trimis cu bătrânul Gheorghișor Costel la București și dimineața când am venit eram înmărmurit și eu că am venit cu el și am zis să-l mormântez, de ce să-l mai las în spital și iată-te în spital datorită unor oameni profesioniști și în OPO și pe cardiologie, acest om are zile și trăiește. Un om amărât, un om necăjit și ca el probabil că sunt mai mulți. Mult succes vă doresc și... Săruna. Să ne vedem într-o altă emisiune peste 4 ani și atunci să spuneți ce ați realizat. Da, vă mulțumim pentru intervenție, o seară frumoasă. Eu sunt un binecuvântat, vă spun sincer. De ce? Pentru că, într-adevăr, am cunoscut oameni care sunt oameni care se implică. Una din persoane este doamna Ionica Tarău și este foarte cunoscută la nivelul societății din Buzău, sau cum să vă spun, deci toată lumea din administrație cunoaște, nu există om să nu cunoască pe doamna Ionica Tarău și dânsa mă susține, deci e formidabil. Nu sunteți binecuvântat. Deci mă susține, motiv. Da. Da, adică nu susține pe toată lumea, să știți că, da, am avut noroc cu fericita ocazie ca să pic bine așa, da, față de dânsa. Cred că există motive întemeiate. Domnul, da, deci domnul, deci acum suntem la emisiune televizată, avem subiect discuție, UPU, Consiliul Județean, activitatea politică, ce planuri avem. Și un cetățean care sună și spune, vrem și noi să știm cine este, că așa la televizor sună bine, dar acolo când ne ducem și cam așa e, că ăsta este, știți, cu moromete ăla, știți, care el stă și, da mă, da, lasă că știm noi pe ăștia, vin, iau voturile, să ducă acolo, apar la televizor, uite, m-ați votat, mulțumesc și după aia ne mai vedem peste 4 ani. E, omul acela are și el dreptatea lui, că așa este. Vine la spital și la spital ce găsește? Numai că depinde ce vedeți. Știți, sunt mulți care stau acolo la intrare și așteaptă, din păcate, foarte mult. Din păcate. Și principala cauză este deficitul de personal. Dar trebuie să-i spunem și lui ce face. Și asta este, deci este iarăși un lucru. Că noi trebuie să venim în fața cetățeanului. Cetățeanul să conștientizeze ce se întâmplă acolo. Da? Eu chiar, așa între ghilimele, doctorul Drăghici, când era director, i-am spus, domnul director, eu am vrut azi noapte, când eram eu rezident, am vrut să organizez excursie. Și când mă slăcane, zic, tu faci excursii noaptea, nu? Și zic, da, îi iau pe acei nemulțumiți din Triaj și le spun, că ei spun, domnule, eu stau de atâtea ore și nu mi se face nimic. Și uitați că, ce, v-am spus, cei mai vocali sunt aia care n-au nimic. Adică n-au nimic, între ghilimele. Și zic, nu vreți să vedeți cu ce ne ocupăm noi? Uitați, eu sunt singur, haideți să organizăm, deci 1, 2, 3, 4, 5, cine vrea să meargă în excursie. În spital. Și, nu în spital, nu, spitalul e bine acolo. Acolo doarme, e internat, e altceva, UPU, nu, noi vrem de UPU, că ei nu vin în spital, ei vin la UPU. Da. Și am cercat așa și că poți veca, nu e de să nu mai faci așa ceva. Zic, da, de da, ce, probabil că ar fi singurul mod de a-i convinge pe oameni să vină la UPU doar atunci când au urgență. Am fost la un curs de management acum pe 1-4 iunie. Am avut așa o perioadă foarte strânsă și foarte, din care am învățat foarte multe. Ca așa, noi românii învățăm saltatoriu, știți? Așa. Și la acel curs de management, una din recomandări era chiar asta. Deci, vreau să vă spun că am început să râd că erau acolo diferite somități. A fost un curs cu urgentiști, deci cu urgentiști, adică șefi, medici șefi, asistente șefe, ținute cu urgentiști. Deci, cadre medicale pregătite, deci asistenți universitari, deci doamna profesor de la Iași, deci avem tot felul, cu urgentiști. Deci urgentiști țineau cursul la urgentiști pe managementul departamentului de urgență. Și am zis, bravo,
Super, nu poți să lipsezi de la așa ceva. Pentru că și acolo cineva a spus, a menționat asta. Organizați, deci ca să se liniștească lumea din Triaj, luați și arătați-le ce faceți. Și vă spun eu, deci atunci când i-am luat pe aia și i-am dus la majore și când au văzut ce acolo, nebunia aia, s-au liniștit și eu, domne, știți, să-mi cer scuze, n-am vrut să vă supăr, n-am vrut să... Păi zic, domnule, noi cu asta ne ocupăm, zic, meseria mea e medicină de urgență, eu salvez vieți. Adică, chiar dacă omul stă 3 ore acolo, nu se cuantifică în timp, deși timpul este un, cum să vă spun, un mijloc important de a temporiza și de a rezolva o urgență. Da, dar niciodată triajul, nu lăsa să aștepte cazurile triajul. Foarte grave. Acum s-a modificat și algoritmul de triaj, s-au duplat toți timpii de așteptare. Nu vă gândiți cumva că la Buzău, domnule, uite, n-avem doctor la Buzău și restul țării stă bine. Nu, deci aceste probleme sunt în toată țara. Și este bine că medicina de urgență se reorganizează și începe să ia legi și decizii, să facă niște protocoale proprii. Înțelegeți? Care țin de medici făcute de urgentiști pentru urgentiști și de ce? Cu scopul de a minimiza timpul de așteptare în UPU, de a eficientiza activitatea, de a scădea cheltuielile, de a antrena personalul medical pentru a avea rezultate mult mai bune. Acum se implementează, lumea nu știe, da? Și eu vin și vă spun, deci, se va face un lucru care nu există decât în anumite zone din Europa, deci regiuni, în Franța, deci se va introduce un sistem electronic care va fi la nivel național. Tot o să vorbim despre acest sistem electronic, dar imediat după publicitate, e foarte târziu. Și revenim în câteva minute. Da, trebuie neapărat să vorbim.